acest spectacol intitulat Bene Gazdă Corecei, care se desfășoară, iată, în condiții mai dificile decât în normalitate, este și o ofrandă, un omagiu adus eroilor neamului nostru, care în decembrie 1989 s-au jertfit pentru libertatea noastră. Vom dedica și noi, pastorala, un buchet de colinde tradiționale românești, celor care s-au jertfit și vă vom prezenta dumneavoastră rădăcinile noastre românești exprimate prin colindul tradițional. Pastorala este invitată pe scenă. Pastorala este vinovată de multe lucruri de ce de către Brangeanu, s-au spus, îmi pare rău că trebuie să le spun eu, s-au spus mai reținut, așa, am cântat pe această scenă de peste 100 de ori, cred, deci 44 de ani de activitate și acest nucleu artistic a fost un stâlp al muzicii corale aici, la cultura Carpaților și am modificat și modifică un repertoriu românesc și universal de mare valoare. Dar să trecem la treabă. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți atât de mulți astăzi. Cei care n-au ajuns din motive diferite și vor vedea înregistrările, sunt convins că îi vor învăți părerea de rău. Și acum să trecem la treabă, da? La Bitleem Corul. Thank you.
Thank you.
obra promessa. Thank you.
Thank you.
ne rugăm la anul să revenim la normalitate și să cântăm fără obstrucționarea sunetului cu această mască și să dăm muzicii frumusețea și puterea de vibrație pe care, de fapt, o are. Anul nou, la fel, cu bucurii, îl dorim și dumneavoastră și nouă, să fim un an cu pace, cu liniște, cu sănătate multă, în primul rând, și cu deșul. Bună seara, Cancelat, și încheiem acest concert minunat și pe care n-am voit să îl pășim, pentru că are o tradiție de peste 30 de ani, de 1988, noi am adus colinda prin cer, chiar dacă am uitat pe cuvinte modificate, da? Nu cu cele de toți, dar colinda strămoșească a fost prezentă în sala de spectacol aici la noi și în țară, în tot la festival. Bună seara, Cancelat, Constantin Anghite. La sol, de sol. Înseamnă tot ce ne dorim noi. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși. Felicităm Simona, felicităm Ionuț, felicităm părinții, felicităm Ateneu, conducerea pe Marlena și Ionuț, care a avut grijă și a mobilizat neuronelor pe neuronelor cu neuronelor cu familie și cu Ionuț. Și să dea Dumnezeu în anul viitor să intensificăm activitatea, sperând că vom reveni la normalitate. Eu sunt convins, le-am spus deja copiilor la Colegiul Pedagogic, că după anul nou, pregătiți-vă că reveni la școală, nu mai merge așa cu online-ul ăsta. Da? Că unora le convine, unora nu le convine și vom reveni la normalitate. Am uitat ceva să mă spun ce? Da? Să felicităm domnul profesor Vietanu, dumneavoastră, toată starea și puterea în ceea ce a și să vă mulțumesc. Da, și eu. Da? Și toți ceilalți. Vă mulțumesc.
prezență.